Excelențele voastre, vă mulțumesc mult, sunt onorată să pot să fiu astăzi aici și mulțumesc invitației domnului președinte. Dați-mi voie să dau citire din Ieremia 29, versetele 11-14. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta, mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul, și voi aduce înapoi pe prinșii voștri de război. Vă voi strânge din toate neamurile și din toate locurile în care v-am izgonit, zice Domnul, și vă voi aduce înapoi în locul de unde v-am dus în robie. Dați-mi voie să dau citire și în limba maternă maghiară. Ieremia Skönyve 29:10-14. Hiszen tudom, milyen terveket gondoltam el felőletek, mondja az Úr. Ezek a tervek a békére vonatkoznak, nem a pusztulásra, mert reménységgel teli jövőt szánok nektek. Ha majd segítségül hívtok és könyörögtök hozzám, jöttök, meghallgatlak titeket. Ha kerestek, megtaláltok, föltéve, hogy szívetek mélyéből kerestek. Megengedem majd, hogy megtaláljatok, mondja az Úr. Jóra fordítom sorsotokat, és összegyűjtelek titeket minden nép közül és minden helyről, ahova szétszórtalak benneteket, mondja az Úr. És visszahozlak titeket erre a helyre, ahonnan számkivetésbe küldtelek. Mondjam ezt.